Am debutat în teatru în 1981, când am fost chemat să fac muzica unui spectacol. Gheorghe Halac, un mare regizor al nostru, făcea un spectacol la comedie, Procesul de Suhovo-Cobâlin, și avea nevoie de un compozitor, spunea el, unul tânăr fără să aibă pretenții de mare vedetă, dar vreau să fiu un compozitor tânăr. Actorii m-au recomandat pe mine, m-am dus, am dat un fel de probă, mi-au dat un text și mi-a spus, când poți să vii cu momentul ăsta muzical făcut? Și i-au zis, mâine. S-a uitat lung la mine, mâine, da. M-am dus a doua zi, l-am cântat și de atunci am fost colaboratorul lui. Când eram student la Conservatorul Bucureștean, credeam cu tărie că lumea mă va primi cu brațele deschise. Credeam că le voi oferi muzica mea și ei se vor bucura și vor deveni mai buni. Pe atunci locuiam în casa părintească din Calea Moșilor. De la fereastra casei mele, vedeam acoperișurile caselor din jur. Când ploua, ascultam ritmul ciudat al ploii ce cădea pe bucățile ruginite de tablă. Mama cânta la vechea pianină și sufletul meu se umplea atunci de liniște. Era atâta liniște în vechiul cartier. Eram acasă. Casa noastră, exact. Aici m-am născut, am copilărit, am fost fericit. Până într-o zi când cartierul urma să fie demolat și odată cu el casa mea, copilăria mea, locul meu pe harta lumii. De câte ori trec pe lângă ea, mă apucă așa o nostalgie ciudată. Și știi care-i culmea? Că în blocul ăsta era și o fată pe care o plăceam eu foarte tare. De ce m-am născut tocmai aici? De ce nu în Macedonia, unde s-a născut mama mea? Poate că și acolo m-am născut puțin. Ceva din mine se întoarce mereu acolo, mai ales când născocesc o muzică. O aud, o aud în mine și sunt sigur că ea vine din Macedonia, din satul cioplit în muntele de piatră Galicin. Niciodată să nu vorbim despre muzică. Despre muzică se poate vorbi cântând sau deloc. Prin muzică putem comunica mai subtil decât prin cuvinte. Muzica ne poate apropia. Distanța dintre Macedonia și România poate fi cât un interval muzical. Re, fa. Terță mică pentru o distanță mare. În limba macedoneană, machi înseamnă suferință. Eu cred că cea mai frumoasă muzică se naște din tristețe. Tristețea este doar pentru tine. Nu o împarți cu nimeni.
e solo-ul. Și dacă e cineva în urma ta, e alături de tine, atunci e tristețe în doi, duo. Dacă stau bine și mă gândesc, mă puteam naște oricând, oriunde, dar cu siguranță că m-aș fi ocupat cu muzica. Imediat după 89, Alexandru Tocilescu a montat la Teatru Bulandra Antigona. A fost un spectacol muzical, se cânta live. Sigur, pe textul antic, muzica era modernă și viziunea lui era foarte modernă. Și am fost într-un turneu în Grecia, la Epidaurus, am jucat acolo, fascinant spațiul de joc și acustica. Spectacolul l-am început altfel acolo, pentru că m-am gândit, spațiul înconjurător avea un freamăt, un zgomot al lui special. Și atunci l-am luat pe Cristian Solanu, un foarte bun saxofonist, și am zis, încep spectacolul cu un solo de saxofon. Hai să ascultăm împreună muzica din jur. Auzi? Zice, da, aud vântul ca un zbor de păsări. Era un freamăt foarte special. Ce ar fi să plecăm de la un re? Am zis, ia suflă foarte încet, un re. Aproape pe aer, pune-mă sunetul să se instaleze. Acum continuă cu o gvintă, e intervalul natural. Și s-a născut muzica de început acolo, pe spațiul ăla. Și el mi-a spus că a fost emoționat de felul în care suna saxofonul lui. Cred că numai în locul ăla se auzea ce aud eu. Acum, în mintea mea, am păstrat sunetele astea. După aia am revenit la muzica spectacolului, așa cum îl gândisem inițial.